Legat de atribuțiile președintelui, primele trei chestii care trebuie făcute și este posibil de făcut, dacă îmi dați voi, le-am și notat ca să pot formula pe înțeles tuturor, da? Prima chestie, depolitizarea sistemului agrar. Ministru, depolitizarea. Corect. Sistemul agrar trebuie să fie condus de agricultori, pentru că dacă ai un ministru care el este politic, el tot timpul nu o să asculte agricultorul, dar să asculte ce cântă lui sau la partid. Sau ministru și conducere mare vă doi cu mătri, unii pun în mână o leac de bani la chimicati, acum, leac de monopol, da, altul. Acum ce ține de depolitizarea sistemului agricol? Eu cred că domnul Renat poate să menționeze dânsul personal, ideile care dânsul le are. Consilier prezidențial din partea agricultorilor, om pe listă în Parlament, încă o dată, fără a scrie cerere la partid, cum la noi s-au făcut 33 de ani, care îl dați voi pe cealaltă pe listă, luăm că trebuiește om, inclusiv în ramura legislativă, ministrul din partea lor și câte un secretar de stat, liderii de la sud, îl propun pe cel de la sud, din centru, un secretar de stat din centru și cei de la nord, pe unul din nord. Văd că nu lucrează două, trei luni, lor e chemat, l-a dat pe altul. Pe cine o să ne-l dă, eu cu acela să lucrez, domnul Gonță. Și așa trebuie să fie și pe alte domenii. Dar cu agricultura, deoarece tot haos care lovim, asta este în prioritate. Menționez că această prevedere este în puterea președintelui. Da? Să fie clar. Este în puterea președintelui. A doua prevedere care poate fi făcută. Toți ambasadorii desemnați de către președintele țării să fie în primul rând experți economici. De ce? Pentru a stabili relații economice cu țările, cu partenerii externi, pentru a face parteneriate economice fiabile. Hai să vorbim așa cum este. Corect sau nu? Care e problema? Nu e nicio problemă de creat treaba asta. Trebuie să ai voință. Și trei, o chestie tot foarte importantă care deja a fost făcută în trecut, dar nu se face continuare, promovarea la nivel internațional de către președintele țării. Pentru că asta este președintele țării. El îl promovează pe extern. Corect sau nu? Promovarea la nivel internațional de președintele țării a platformei de finanțare, inclusiv donații, granturi, împrumuturi pe termen lung, pentru transformarea agriculturii în Republica Moldova. Să fie rezilientă la schimbările climatice. Exact cum a făcut doamna președintă în timpul crizei gazului cu 2 ani în urmă. Știți ce a făcut? S-a dus, a făcut platforma de ajutorare. Corect? Chestii foarte importante. N-a făcut nimeni treaba asta. Și o chestie iarăși foarte importantă. Deja aici ca un 4, punct 4, dar cu un subpunct. Toate chestiile astea menționate sus să fie transparente. Da? Și totodată transparentizarea banilor publici folosiți în agricultură.